Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi o noutate editorială în colecția Cogito. Este vorba despre o carte superbă, așa cum spuneam, o noutate editorială, Schiță pentru un tablou istoric al progreselor minții omenești, de Nicolas de Condorcet. Nicolas de Condorcet, Marie Jean Antoine, Nicolas de Caritat, cunoscut în istorie și ca marchizul de Condorcet, 1743-1794, unul dintre, am putea spune, filozofii francezi ai perioadei iluminismului, o figură marcantă a iluminismului și care a jucat un rol important prin prisma faptului că a susținut foarte multe reforme, printre care reforma educațională și, am putea spune, o premieră în epocă, egalitatea între sex, egalitatea dintre femei și bărbați. Astăzi alături de noi este Dragoș Calcan, administrator al site-ului Espresso Filosofic, și vorbim despre această personalitatea marchizului de Condorcet și despre această frumoasă carte pe care a scris-o, dacă nu mă înșel eu, undeva spre sfârșitul vieții sale, pe parcursul a 5 luni de zile, dacă nu mă înșel, în care Nicola de Condorcet a fost, am putea spune, într-un soi de exil, da? Deși era un adept, nu era un adept al monarhiei, ci mai degrabă un adept al Revoluției franceze, s-a și bucurat de momentul izbucnirii Revoluției franceze. Cu toate acestea, aripa radicală a lui Robespierre a acaparat Revoluția, iar marchizul a fost nevoit să fugă și să se ascundă pentru o perioadă de 2 ani în casa unei doamne din Paris. Dragoș, o personalitate, eu am și recunosc că pe lângă documentație am și citit, am parafrazat din referințele pe care tu le-ai scris despre marchizul de Condorcet pe site-ul tău Espresso Filosofic, și îi invităm pe toți iubitorii de filozofie să intre pe acest site. Iată o personalitate cu o viață scurtă, dar foarte tumultoasă, și iată una dintre operele principale pe care el le-a dat spre sfârșitul vieții. De ce putem spune despre Condorcet că a fost o figură marcantă a iluminismului? În primul rând, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îmi face plăcere să fim din nou împreună și să discutăm despre figurile importante din istoria filozofiei și astăzi despre un nume care poate că este puțin mai în umbra, să spunem, personajelor cunoscute din istoria filozofiei, însă cu siguranță acesta merită mai multă recunoaștere și sperăm că prin apariția editorială pe care ați pregătit-o, acest lucru să se și întâmple. În privința lui Condorcet, pot să spun că acesta se suprapune în mare măsură cu valorile iluminismului, deoarece dacă ne uităm puțin peste ce reprezintă perioada iluminismului și peste ce postula, să spunem, perioada iluminismului, observăm că discutăm despre promovarea raționalismului, despre promovarea unei ideologii bazate pe toleranță, pe egalitate între semeni, totodată o viziune orientată către progres și o viziune orientată către separarea bisericii de către stat. Ei bine, dacă analizăm operele lui Condorcet, vedem că toate aceste valori se regăsesc în anumite puncte în ceea ce el a scris și cu siguranță în ceea ce a și crezut și promovat. Tocmai din acest motiv consider că opera lui Condorcet poate fi catalogată ca fiind, să spunem, sinonimă cu perioada iluminismului și, desigur, opera sa ar putea și sper să devină mai cunoscută în rândul pasionaților de filozofie și nu numai, desigur. Noi am intitulat, să spunem, discuția noastră, am dat titlu acestei
dezbateri, Condorcet și valorile care au contribuit la progresul umanității. Care au fost domeniile, noi puțin le-am enumerat la începutul discuției noastre, care au fost domeniile în care el și-a adus aportul, și-a adus contribuția la valorile, am putea spune, pe care iluminismul le împărtășea, dar și valorile perene și universal valabile, în care, iată, cu siguranță se regăsește și omul modern contemporan, pentru că când vorbim de Condorcet, vorbim despre modernitate și vorbim despre actualitate, mai ales când vorbim despre egalitatea dintre sexe, faptul că el considera că bărbatul nu este mai presus din punct de vedere intelectual decât femeia. Apoi vorbim de contribuția lui în mai multe domenii, chiar și în medicină, până la urmă în politică, în filozofie. El a fost, iată, și matematician, deci o personalitate polivalentă. Într-adevăr, spectrul intereselor lui Condorcet a fost unul extrem de larg și vorbim despre contribuții importante ale lui în domeniul economic, în ceea ce privește cercetările științifice, așa cum ai spus, în ceea ce privește matematica, de asemenea în privința filozofiei și în privința, să spunem, științei politice. Cam acestea ar fi, să spunem, principalele domenii în care el a creat și unde, să spunem, a împărtășit din înțelepciunea pe care a acumulat-o. Și, desigur, un rol aparte îl joacă, să spunem, promovarea valorilor, să spunem, egalitare, în sensul în care, exact așa cum ai precizat, Condorcet a militat pentru egalitatea între femei și bărbați, pe de o parte, și pe de altă parte a militat pentru abolirea sclaviei, desigur, când ne raportăm în ceea ce privește situația ce se întâmpla peste ocean. Deci iată că el a dus o politică, să spunem așa, activă de promovare a valorilor iluministe și, desigur, că la momentul respectiv aceste viziuni au fost cumva au venit puțin înainte de acceptarea ideilor la scară globală, însă cam acesta este mersul în privința tuturor ideilor care ajung să fie popularizate. La început sunt considerate ridicole, apoi sunt acestea întâmpină rezistență pentru ca ulterior încet încet să fie acceptate. Așa s-a întâmplat și cu ideile pe care le-a promovat Condorcet. De asemenea, un element particular, să spunem, în privința contribuției sale, poate fi reprezentat de aspectele filozofiei politice și de, să spunem, apetența lui pentru a studia procesele electorale, având în vedere că, desigur, la momentul respectiv acestea nu erau, să spunem, tocmai la modă. Iar Condorcet a și descoperit un paradox, să spunem, al sistemului electoral, pe care îl consider destul de real și consider că acesta are aplicabilitate în viața de zi cu zi, în sensul în care, deși observăm că preferințele individuale ale fiecăruia dintre noi, din punct de vedere politic, tind să rămână aceleași, observăm că rezultatele alegerilor sunt cumva ciclice, în sensul în care observăm de foarte multe ori că există o alternanță a puterii între forțele democratice, deși, după cum am spus, preferința individuală rămâne de cele mai multe ori aceeași. Această carte, pentru prima oară tradusă în limba română, cartea publicată în colecția Cogito, colecția de filozofie editurii Herald, schiță pentru un tablou istoric al progreselor minții omenești, este considerat a fi un veritabil testament al iluminismului, așa cum și tu ai spus puțin mai devreme. Pomeneai puțin mai devreme despre faptul că numele lui Condorcet nu este foarte cunoscut, nu este atât de popular, atât de cunoscut publicului larg. Poate mai mult celor pasionați de perioada iluminismului, poate celor pasionați mai mult de filozofie. De ce nu este Nicolas de Comarchis, Nicolas de Condorcet, atât de popular cunoscut precum contemporanul său Voltaire?
Aici nu pot avea sau nu dețin adevărul universal în această privință, însă pot emite anumite, să spunem, opinii cu privire la să spunem, popularitatea lui Voltaire mai mare decât cea a lui Condorcet. Pe de o parte, vorbim despre un Voltaire care era un personaj extrem de flamboiant în sine, o personalitate cu o carismă aparte care se făcea remarcat în absolut toate situațiile și care practic nu putea fi ignorat. Despre personalitatea și, să spunem, stilul de viață al lui Condorcet, despre cât de introvertit sau extrovertit era, nu deținem informații, însă acest lucru poate juca un rol. Apoi, cumva și domeniile în care cei doi au scris diferă puțin, pentru că atunci când vorbim de Voltaire, nu vorbim doar de filozofie, vorbim și despre literatură, vorbim despre teatru, vorbim despre arii în care acesta a scris și prin care a dobândit popularitate mult mai largă. Pe când, să spunem, interesele lui Condorcet au fost mai mult către latura tehnică, dacă pot să spun așa, către latura științifică a filozofiei și automat capacitatea lui de a penetra cumva, să spunem, aspectul de interes al populației generale este puțin mai dificilă, tocmai din cauza, să spunem, unui stil puțin mai puțin literar și mai puțin bombastic, să spunem așa, decât cel al lui Voltaire, care este cunoscut prin stilul său literar particular. Totodată, cred că și sfârșitul tragic al lui Condorcet a avut un rol în această direcție, mai ales că opera sa principală și cea care reprezintă și subiectul discuției noastre de astăzi a apărut după moartea sa. Astfel, acesta nu a apucat să atingă, să spunem, gradul de recunoaștere la nivelul societății în momentul vieții și atunci recunoașterea după decesul său a venit puțin mai greu și în contextul politic tumultuos din acea perioadă din Franța. Deci consider că există un cumul de factori care ar putea conduce către, să spunem, popularitatea mai mare a lui Voltaire, care desigur poate fi considerată îndreptățită sau mai puțin îndreptățită în funcție de preferințele personale ale fiecăruia. De altfel, cred că tu ai punctat foarte, foarte bine și din punct de vedere, hai să-i spunem, psihologic, faptul că contează foarte mult personalitatea unui autor. Probabil că Condorcet a fost ceva mai introvert, probabil că nu era genul de om care să, nu știu, să se expună foarte mult, să iasă la evenimente, iar așa cum tu foarte bine ai punctat, Voltaire fiind foarte șarmant și foarte carismatic, da? Și pe lângă, bineînțeles că pe lângă filozofie, vorbim aici, iată, și de o operă literară, da? Sunt premize suficiente pentru ca indirect, să spunem, Voltaire să-și fi făcut, glumesc, bineînțeles, Voltaire să-și fi făcut mai mult PR și mai mult marketing în perioada respectivă. Dar opera lui Condorcet rămâne de o valoare inestimabilă. De ce ai recomanda această carte? În primul rând, aș recomanda această carte pentru posibilitatea de a-l descoperi pe Condorcet, un personaj care rămâne încă puțin cunoscut la nivelul, să spunem, cunoașterii generale din perspectivă filozofică, dar și din, să spunem, perspectivă literară, deși nu acesta a fost scopul operei sale. Consider că această lucrare permite descoperirea lui Condorcet și permite descoperirea valorilor iluminismului și dintr-o altă perspectivă diferită de cea a lui Voltaire, despre care vorbeam mai devreme. Nu cred că
opera lui Condorcet este mai valoroasă sau mai puțin valoroasă decât cea lui Voltaire, însă consider că pentru a înțelege mai bine, să spunem, deplinătatea valorilor promovate de iluminismul francez, este foarte important să descoperim mai multe puncte de vedere, iar studierea lui Condorcet ne poate oferi informații în acest sens. Iar în plus, ca element particular, faptul că Condorcet a scris această carte în perioada în care practic se afla într-un fel de autoexil, ca să spun așa, în perioada în care el se ascundea în mod activ de cei care îl căutau, consider că este un aspect remarcabil că a avut capacitatea și tăria psihică de a se concentra pe această operă literară, pe această operă filozofică, în perioada în care, cu siguranță, mintea îi putea fi ocupată de aspecte care puteau fi considerate mult mai importante. Însă, Condorcet rămâne un adept al progresului și, de altfel, această operă reprezintă un testament, să spunem, al lui Condorcet în favoarea progresului pe care l-a urmărit până în ultimele clipe din viața sa. De altfel, pe parcursul operei, Condorcet estimează că umanitatea va ajunge la un moment dat, odată cu trecerea timpului, să spunem, la un grad ultim, să spunem, de progres, un moment în care, să spunem, am putea ajunge la un moment în care am putea elimina din viețile noastre elementele mai puțin negative pe care le putem întâlni la noi și la cei din jurul nostru. Membru al Academiei Regale de Științe, prieten cu economistul Turgot, Condorcet devine inspector general al monedei, apărător al drepturilor omului, în special al drepturilor, cum spuneam mai devreme, al drepturilor femeilor, evreilor și negrilor, propune un sistem de vot propriu, scrie viața lui Voltaire și viața lui Turgot, este condamnat pentru trădare în anul 1793, făcând parte din Ordinul Girondinilor, proscriși de către iacobinii conduși de Robespierre. Și o ultimă întrebare. Condorcet, cum spuneam și cum discutam noi puțin mai devreme, a fost un militant pentru drepturile omului și pentru egalitatea dintre sexe, egalitatea dintre femei și bărbați. Am putea să îl considerăm un precursor al mișcării feministe? Sau ar fi poate puțin exagerat? Deși în perioada respectivă, reformele pe care le-a făcut el, iată, din punct de vedere civic, dar și reformele cu care a venit în sănătate și în alte domenii, până la urmă, ale vieții publice, cred că tocmai asta îl face mai special în epocă. Pentru că este o perioadă destul de complicată. Ori să vii cu aceste idei ce ține de egalitatea între sexe și, bineînțeles, drepturile pe care el și le-a dorit pentru niște minorități, da? Ale epocii, mi se pare efectiv un lucru remarcabil și aș spune curajos, foarte îndrăzneț. Exact, și cred că aspectul pe care l-ai menționat, acela de caracterul lui reformist, este cel care ar trebui să iasă cel mai mult în evidență și să rămână, să spunem, elementul distinctiv al lui Condorcet. Nu știu dacă, cel puțin din perspectiva mea, nu știu dacă alăturarea, să spunem, feminismului cu discuția despre Condorcet este cea mai oportună, să zicem, din perspectiva perioadei istorice. Pentru că vorbim pe de o parte despre un curent care s-a dezvoltat pe parcursul ultimilor ani și pe de altă parte vorbim despre un gânditor care ei bine, a trăit în urmă cu 300 exact. Mai degrabă a spune că Condorcet este un militant și este un personaj reformator
care vizează normalitatea în sensul în care și toleranța în sensul în care este normal să avem drepturi egale între femei și bărbați, este normal ca persoanele de culoare să nu fie discriminate, este normal să ajungem la niște valori în societate pe care Condorcet le promova la acel moment, dar care nu reprezentau cu siguranță normalitatea în acel, în acel moment al, al epocii. Din această perspectivă aș spune mai degrabă că Condorcet este un precursor al normalității, să spunem. Și al valorilor, iată, atât de actuale pentru omul modern, pentru omul contemporan. Dragii noștri, astăzi a fost alături de noi Dragoș Calcan, administrator al site-ului Espresso Filozofic. Am vorbit despre un personaj remarcabil, Nicolas de Condorcet și a sa carte Schiță pentru un tablou istoric al progreselor minții omenești, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald. Îi mulțumim lui Dragoș Calcan pentru informațiile extrem de utile și de prețioase, ceea ce privește opera lui, opera cea mai importantă spre sfârșitul vieții a lui Nicolas de Condorcet, personalitatea și valorile pe care, iată, ni le transmite și acum. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod, o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!